Numele meu este Augustin Claudiu Prunduș, sunt preot paroh al parohiei ortodoxe Divicioarei Mari și în continuare o să încerc să vă prezint parohia și biserica noastră. Localitatea Divicioarei Mari este situată în partea sud-estică a comunei Sânt Mărtin din județul Cluj. Primul document scris despre localitate datează din jurul anului 1173 și este vorba de un document dat la 1230 care face referire la evenimentele desfășurate între anii mai sus amintiți. De la prima atestare documentară și până în anul 1876, localitatea Divicioarei Mari a aparținut Comitatului Solnocul Interior, iar după reorganizarea administrativă a Transilvaniei, în anul 1876, satul a fost arondat Comitatului nou format Solnoc de Băca, plasa Chiochiș, respectiv județul Solnoc de Băca, până în anul 1925, când se face unificarea administrativ-teritorială a României Mari și satul Divicioarei Mari este arondat județului Someș. După anul 1950, localitatea a aparținut raionului Gherla din regiunea Cluj, ca urmare a modificărilor administrativ-teritoriale a României, iar din anul 1968, când a fost înființat județul Cluj, acest sat a fost arondat județului Cluj din comuna Sânt Mărtin. Din tradiție, se știe că o biserică de lemn a fost construită în vremuri necunoscute sub pădurea Crăiască, iar urmarea săpăturilor din acea zonă au fost găsite acolo un disc, o stea și scânduri de sicrie. O nouă biserică din lemn de goron a fost construită între anii 1766-1768, situată în cimitirul din partea de vest a satului, spre deal, pe gruiețele poienilor, acum zona numită după grădini. Clopotele bisericii, cu hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, datează din anul 1768, precum atestă inscripția de pe unul din ele, In honorem Sancti Trinitatis, Anno Domini 1768. Această biserică exista și în anul 1738 și a fost folosită până în anul 1913. Între anii 1929 și 1930, ea a fost dăruită ortodoxilor din parohia Pădureni. Hotărârea de a edifica o biserică de zid, având în vedere faptul că numărul credincioșilor era foarte mare, s-a luat de către sinodul parohial la data de 24 iunie 1906 și s-a aprobat de consistoriul arhidiecezan de la Sibiu la data de 23 septembrie a acelui an. Au început demersurile pentru construirea noii biserici, începând din luna septembrie 1909, conform registrului de protocoale, procese verbale astăzi, prin consultarea sinodului parohial cu privire la buna desfășurare a lucrărilor de pregătire a materialelor de construcție necesare. Din același registru, reiese faptul că în urma consultărilor cu meșterul de edile arhitectul Martin Zinț din Bistrița, a rezultat faptul că pentru edificarea noii biserici este nevoie de material lemnos provenit dintr-un iugăr de pădure, 120.000 de cărămizi arse și 45 de stânjeni de piatră. Meșterul s-a tocmit pentru 12.000 de coroane. Părintele Ioan Giurgiuca, paroh la acea dată, s-a confruntat cu dificultăți financiare, dar a reușit să finalizeze lucrările de ridicare a noii biserici în doar 2 ani, 1911-1912, săvârșind o lucrare durabilă și de dimensiuni considerabile. Părintele Ioan Giurgiuca și-a început activitatea pastoral-misionară la sfârșitul 1 decembrie anului 1887 în parohia Divicioarei Mari și a păstorit neîntrerupt timp de peste 41 de ani, fiind singura parohia Sfinției sale până la moartea sa survenită brusc la 24 ianuarie 1928. După terminarea bisericii, ea a fost sfințită doar în anul 1958, pe data de 19 octombrie, de vrednicul de pomenire înalt preasfințitul arhiepiscop Teofil Herinianu. De la numirea mea în parohie, din anul 2012, am încercat să îmbinăm misiunea duhovnicească cu cea administrativă. Au început o serie de lucrări pentru a menține biserica într-o stare cât mai bună posibil. S-a instalat centrală termică, s-au făcut lucrări de reparație la biserică, pentru întărirea structurii s-au schimbat geamurile, s-au construit o magazie pentru depozitarea materialelor,
S-au refăcut scările în totalitate, stâlpii de susținere de la intrare la biserică, s-a turnat șapă, se va monta parchet. Iar cu ajutorul lui Dumnezeu se va reface și Sfânta Masă și astfel biserica noastră va fi tot timpul pregătită și reînnoită pentru a aduce mai departe credința ortodoxă lăsată moștenire nouă prin atâtea jertfe de către înaintașii noștri. Aș vrea să scot în evidență două personalități ale parohiei noastre. Primul este poetul Emil Giurgiuca, născut la data de 27 decembrie 1906 la Divicioarele Mari, fiind ultimul copil al preotului Ioan Giurgiuca. După ce acesta a trecut la Domnul, a cerut să fie îngropat în fața bisericii pe care a construit-o tatăl său. A doua personalitate pe care aș vrea să o remarc este domnul profesor universitar dr. Alexandru Rotar, medic specialist în chirurgie maxilofacială, fiul al parohiei noastre, care s-a remarcat printr-o vastă carieră medicală în toate unitățile medicale din Cluj-Napoca, unde a activat, dar și ca activitate didactică în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca. Vreau să mulțumesc credincioșilor parohiei noastre, familiilor acestora și tuturor credincioșilor care ne onorează cu prezența la Sfintele Slujbe, să le mulțumesc pentru dragostea și dăruirea față de Biserica lui Hristos și să rog pe Bunul și Milostivul Dumnezeu să ne binecuvinteze cu sănătate, cu bucurie și cu pace sufletească, să facem o misiune cât mai bună și cât mai plăcută lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea sufletelor noastre.